În această dimineață, Domnul mi-a pus pe inimă să transmit un mesaj despre un Dumnezeu care face mai mult decât știm noi să cerem sau gândim. Mă auziți? Un Dumnezeu care face mai mult. Împăratul Solomon tânăr, probabil și plăpând firav, nu vedem în istoria lui, dinainte de a fi pus împărat, nimic remarcabil. A, pe, a apărut pe scenă împărat. Pe frații lui îi mai vedem, într-un fel sau altul, implicați în anumite mișcări, în anumite acțiuni, mai mult sau mai puține, după voia lui Dumnezeu sau a împăratului, David. Dar pe tânărul Solomon nu-l vedem nicăieri, până în momentul în care, așa cum spuneam, apare pe scenă să fie promovat împărat. Nu știm multe despre capacitatea lui, atitudinea lui, pregătirea lui fizică și așa mai departe. Și când este instalat de curând împărat, într-o noapte are o descoperire, are un vis. Și Domnul Dumnezeu vine la el și îi spune Solomon, Vreau să-ți fac o ofertă. Dar oferta nu ține de mine, ține de tine. Cere ce vrei să-ți dau. Și versetul 11, citesc din 1 Împărați, capitolul 3. Fiindcă lucrul acesta îl ceri, a cerut înțelepciune și pricepere, ca să poată cărmui poporul lui Dumnezeu. Și Domnul îi spune, fiindcă lucrul acesta al cer și fiindcă nu cer pentru tine nici viață lungă, nici bogății, nici moartea vrăjmașilor, ci cer pricepere ca să faci dreptate, versetul 13, mai mult îți voi da și ce n-ai cerut. Îți voi da o inimă înțeleaptă, versetul 12, cum n-a mai fost nimeni ca și tine, Lucrul acesta va fi valid, se va vedea, se va demonstra și peste aceasta îți dau și ce n-ai cerut. Pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu care face mai mult decât știm noi să cerem sau gândim. Slavit să fie Domnul. Noi ne vom ruga pentru binecuvântarea micuței Ariana. Și ne-am rugat și pentru copiii voștri, pentru ceilalți și pentru ai dumneavoastră și pentru ai noștri. Dar ascultați-mă, Dumnezeu nostru face mai mult decât știm noi să cerem. Că e un Dumnezeu care poate și face mai mult. Să vii să fie numele Lui. Din pasajul citit de către fratele păstor, fratele Pavel Marian desprind câteva Aspecte, câteva adevăruri, în care îl văd pe Domnul Isus că face mai mult. I-au adus niște copilași ca să se atingă de ei. În mintea lor era că Domnul va trece pe lângă copilași, va pune mâna pe ei și se va atinge. Domnul face mai mult decât se gândesc ei să ceară. Domnul nu îi atinge doar. Domnul îi ia în brațe. Oameni buni, atât de important este lucrul acesta. Am mai văzut șef de state în anumite momente, bineînțeles că au fost dezaregizați, pe care copilul i-a care îi dă florile, pe care îl îmbrățișează și toate erau cu domnii care sunt la securitate ca să protejeze. Toate regizate. Dar imaginați-vă un Iisus Hristos venit din cer. Dumnezeu din Dumnezeu adevărat. Slavis să fie numele lui. El se apleacă și ia copiii aceia. Probabil erau nespălați, probabil erau flămânzi. Erau în condițiile în care erau atunci. Și nu doar se atinge de el, îi ia în brațe. Pentru că promisiunea Domnului pentru noi, pentru casa voastră, este că ne va purta pe brațe. Isaia, capitolul 40, versetul 11, transmitea Domnul mesajul acesta pe care vreau să vi-l citesc. Iată, capitolul 40, versetul 11. El își va paște turma ca un păstor. Va lua miei în brațe, îi va duce la sânul lui și va călăuzi blând oile care are tații. Nici nu-mi doresc mai mult pentru copiii mei. Nimic nu pot să-mi doresc mai mult pentru copiii voștri. Nici nu pot să-mi doresc mai mult pentru copiii bisericii. Nici nu pot dori mai mult decât Domnul să-i ia în brațe și Domnul să-i poarte la sânul lui. Este protecție acolo? Este protecție? mai mult decât la Bruxelles, mai mult decât la NATO, mai mult decât la oricine ar putea să le protejeze copiii. Că de fapt ăștia pe o de parte spun că ne protejează și pe altă parte ne infectează, așa cum știți foarte bine și nu vreau să intru în detalii, că nu aceasta este gândirea din această zi. Ci astăzi vreau să vorbesc despre un Dumnezeu care se plinde de milă și de îndurare și care se prezent la Betania prin Duhul Sfânt. Slăvit să fie numele Lui. Un Dumnezeu care ne ia copiii în brațe și un Dumnezeu care ne ține la sânul Lui și de acolo nu-i poate smulge nimeni. Și Domnul face mai mult decât atât, pentru că dacă Domnul promite că ia copiii în brațe, auziți în Isaia capitolul 46, care este împlinirea, mult mai mult decât Domnul promite. Și Isaia 46 spune, ascultați-mă versetul 3, casa lui Iacov și toată rămășița casei lui Israel, voi pe care v-am purtat, mai mult decât în brațe în spinare în spinare de la obârșia voastră de la copilăria voastră de la tinereța voastră pe care v-am purtat pe umăr de la nașterea voastră și Domnul continuă și spune până la bătrâneța voastră voi fi același până la căruteța voastră voi, vă voi sprijini v-am purtat v-am purtat și nu-mi trece deloc prin minte să vă abandonez vreau să vă mai port unii s-au săturat să ne poarte în rugăciune, alții s-au săturat să ne aprecieze, alții s-au săturat de noi să ne mai asculte și așa mai departe. Domnul spune, v-am purtat și vreau să vă mai port. Și această zi să spunem, lăudați să fie Dumnezeul nostru. Lăudați să fie Dumnezeul nostru! Vei rămâne în picioare că te poartă Dumnezeu! Îți vei, va fi protejați copiii tăi că te protejează Dumnezeu! Și Domnul te poartă în brațe, te poartă în spinare! Și strigăm în această zi, lăudați să fie Dumnezeul nostru! Știți că la sfârșitul unui, unei vieți de slujire, un credincios, un om al lui Dumnezeu a avut o descoperire și Domnul i-a arătat drumul vieții lui și erau două urme de pași. El cu domnul de mână, așa cum se spunea. Tata cu copilul de mână. Și la un moment dat, parcă în momentele cele mai grele ale vieții, se vedea doar o urmă de pași. Și creștinul nostru a spus, Doamne, nu te înțeleg. În momentele cele mai grele, mai lăsa singur. Și a zis, Domnul, nu, acelea nu sunt urmele tale. Acelea sunt urmele mele. Că în momentele cele mai grele, pe tine, te-am luat în brațe. Urmele tale nu se văd acolo, pentru că în momentele cele mai grele eu te-am ridicat peste valuri, te-am ridicat peste probleme și dacă ai rămas până la capăt, ai rămas că eu ți-am dat biruință. Lăudați să fie Dumnezeul nostru. Un Dumnezeu care face mai mult. Noi vrem să se atingă de copiii noștri, El ia în brațe și mai mult ca atât, ne ia în spinare și ne duce până la bătrânețele noastre. Și să spunem din toată inima, măriți să fie Domnul! În al doilea rând, uitându-mă la pasajul pe care, care a fost citit, un Dumnezeu care face mai mult decât știm noi să-i cerem sau gândim, este un Dumnezeu care ia atitudine, ascultați-mă, împotriva apropiaților și colaboratorilor lui când se calcă principiile. Ucenicii au certat pe cei care îi aduceau. Și Domnul imediat de atitudine. Biblia spune, Iisus s-a mâniat pe ucenici. Pentru că atunci când se calcă principiile în picioare, oameni buni, și principiul este acesta în ceea ce privește copilașii. Lăsați copilașii să vină la mine, a spus Domnul Isus. Acesta este principiul. Copiii trebuie să vină la Isus. Copiii trebuie să fie la biserică, copiii trebuie să fie, se spunea, împărtășie cu Domnul, să fie de copii lângă cuvântul lui Dumnezeu, lângă voia lui Dumnezeu, lângă planurile lui Dumnezeu. Și chiar dacă vreau să aveți impresia că se plictisesc sau se obosesc sau, mă rog, nu înțeleg nimic, vor înțelege suficient ca să poată acumula ca atunci când vor fi mari să se teamă de Dumnezeu și să-L cunoască pe Domnul. Și ne rugăm, Doamne, lucrează la mintea tuturor copiilor și vă ca ei încă de mii să te înțeleagă și că se vor face mari să te leagă pe tine. Măriți să fie domnă. Dar atunci când se calcă principiile sfinte pe care domnul le apără, domnul și colaboratorii și pe colaboratori le face observați. Da? Credeți că a fost simplu pentru Eli, preotul Eli, care făcea slujba la templu când o femeie din Israel a venit și s-a pus la rugăciune în templu. Nici măcar nu știa să spună cuvinte. Nici măcar nu avea vocație să se roage. Nici măcar nu știa capul sus. Stătea undeva plecată, probabil ghemuită, mult timp petrecea în felul acesta și Biblia spune, își mișca doar buzele. Și preotul are impresia că femeia este biată. Până când vei continua să fii biată? Du-te și trezește-te. Și vă zice, femeia își spune focul inimii, durerea. În final, așa ca și gura altuia, du-te și Domnul să-ți asculte rugăciune. Numai că Dumnezeu din cer a luat aminte, slăvit să fie Domnul, și după probabil aproximativ un an de zile, se întoarce femeia cu un copil în brațe și stă de vorbă cu Heli și îi spune așa, Domnul meu, iartă-mă. Poate dacă era o soară de-a noastră, îi bătea obrazul. Și a... Mai analizează-te dacă ești omul lui Dumnezeu. Mai analizează ce, ce călăuzire ai sau poate scria un mesaj, așa, să o țină în minte. Asta toți merită, Ana, tot a plecat. Vine și spune, Domnul meu, iartă-mă. Cât este adevărat că sufletul tău trăiește, atât se adevărat că eu sunt femeia aceea pe care m-ai bagiocorit. da? Eh? De care mai... Oh, eu sunt femeia aceea care mă rugam, care plângeam. Pentru copilul acesta mă rugam. Și Domnul mi-a ascultat rugăciunea. Da. Crezi că a fost simplu pentru el? Crezi că nu i s-a roșit față, chiar dacă avea barbă? Crezi că nu... Dar ascultați-mă, când e vorba de principii, Domnul face observații la orice colaborator de al lui. Că pentru Dumnezeu nu există favoriți când e vorba de principii. Pentru Dumnezeu principiile rămân sfinte. Slăviți să fie Domnul! Puteți să lăsați copiii să-i duceți unde vreți, sunt ai dumneavoastră. creșteți cum vreți. Faceți ce vreți. Pentru că consecințele vă aparțin. Mă auziți? Consecințele sunt ale dumneavoastră. Veți căuta țapi spășitori, ca și alții. Veți spune că păstorul, că biserica, că da. Puteți căuta. Dar consecințele modului cum vă creșteți copiii sunt ale dumneavoastră, sunt ale noastre. Noi mereu căutăm țapii spășitor, mereu căutăm anturaje, că profesori, că aia școala dominicală, că biserica, în sfârșit, căutăm noi țapii spășitor. Dar toți ăștia n-au consecințe și nu suferă ci suferă, suferă De aceea, lăsați principiile să fie deasupra tuturor. Și principiul elaborat de Domnul Isus aici este lăsați copilașii să vină la, la mine, la Isus. Lăsați-i să aibă tangență cu Isus. Lăsați-i să știe despre Domnul Isus. Lăsați-i să se roage Domnului Isus. Lăsați-i să aibă experiențe cu Domnul Isus. Lăsați-i să se asume atunci când este vremea pe Isus Hristos ca Mântuitor personal. Lăsați-i! Și nu-i opriți. Și s-ar putea să fie în mintea cuiva, frate Bujor, dar îi problemă Poate fi vreun părinte care să-l oprească pe copilul lui să fie, să meargă la Domnul Isus, da? Pentru că în lumea aceasta avem lucruri pe care, spre care țintim, se spunea, care sunt de valoare, care le considerăm de valoare și energia și timpul le canalizăm înspre acolo. Și ce mai rămâne, mai dăm și la biserică. Ca și la colectă. Noi la biserică aducem ce rămâne. Să alegeți? Noi nu aducem la biserică ceea ce trebuie. Ar trebui să aducem la biserică partea Domnului. Noi nu aducem asta. Noi aducem la biserică ce rămâne. Din socotelele noastre ce rămâne. Ăsta este a realitatea, că nu o recunoaștem e altceva, că nu o spunem e altceva. Noi ne rugăm și alocăm timpul lui Dumnezeu ce rămâne. Ce mai răm că rămâne dacă rămâne? Alocăm timp în citirea Bibliei ce rămâne, oameni buni. Noi nu avem timp stabilit. Noi nu suntem oameni disciplinați care să spunem din 24 de ore sau din 12 sau din 10 ore de, de activitate, asta e pentru Domnul. Și asta este clar pentru Domnul. Nu facem asta. Nu facem asta. Noi suntem oameni care, care alegem să slujim și să ne implicăm în lucrarea lui Dumnezeu într-un mod alternativ, facultativ, când rămâne. Acestea nu sunt principii. Principiul este să dăm lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Și Domnul trebuie să aibă partea mea în toate lucrurile, inclusiv în timpul meu, inclusiv în implicarea mea, inclusiv în slujirea mea, inclusiv în ceea ce Dumnezeu m-a binecuvântat. Ăsta e principiu. Și când e vorba de principii, Domnul nu are favoriți. Se uită la ucenici și se mânie pe ucenici și elaborează principiul pe care, repet, lăsați copiii să vină la mine. Un Dumnezeu care face mai mult decât știm noi să cerem sau gândim, este un Dumnezeu care dă valoare lucrurilor fără valoare. În spațiul ebraic nici copiii și nici femeile nu aveau valoare. Nu aveau valoare. Noi trăim într-o perioadă modernă și chiar postmodernă. În perioada postmodernă, femeile au început să aibă aceleași drepturi ca și bărbații. În perioada modernă. În perioada postmodernă, femeile au drepturi mai mari decât bărbații. În perioada biblică, femeile și copiii n-aveau valoare. N-aveau valoare. N-aveau drepturi. Am fost în Africa, cred că de patru ori, în secolul 21, și am văzut cultura africană în care femeile și copiii n-au valoare. Copiii în special. Sunt foarte mulți copii care n-au certificat de naștere. Nu știe nimeni despre ei. Nu investește nimeni. Sunt ani Mulți. Femeile, ele sunt responsabile cu munca. Cu munca. Și cariera de piatră în, în, în Africa înseamnă să dezlipească niște bolovani mari din stâncă și cu ciocanul femeile sparg piatra. Și ceea ce fac concasoarele la noi, fac femeile cu ciocanul. Și apoi piatra aia spartă se vinde. Și munca asta o fac femeile și copiii. Așa n-au valoare. Bărbații beau și Trăiesc. Un Dumnezeu care dă valoare, care face mai mult decât știm noi să cerem și gândim, este un Dumnezeu care dă valoare lucrurilor fără valoare. Împărăția cerurilor este... Alo. Și cred că ucenicii, ăștia care se credeau niște în împărăție, în... niște favoriți. Au făcut niște ocma. Cum alor? a lor? A lor fără valoare. A lor care noi nici măcar n-am vrut să, să se apropie de tine. Da! Pentru că un Dumnezeu care face mai mult decât știm noi să cerem sau gândim este Dumnezeul care dă valoare lucrurilor fără valoare. Lăudați să fie Domnul! Lăudați să fie Domnul! Ce valoare au avut David care venea de la oi? Nici măcar tata lui, când sau părinții, când s-au pus problema că viu în casa ta, spune profetul. Știi ce însemna să vină un astfel de profet? Un astfel de om? Păi când eu eram copil, când fratele Pavel era copil, domnule, când venea păstorul, era respectat, domnule, ce păstor, mă povești. Când venea păstorul la noi în sal, venea cu trenul. O dată pe lună. Maxim de dor. Dom'le, era un respect, dar responsabilul de biserică nu era ordinat. Cum ne jucam noi pe acolo, prin băci, și ne puneam așa, de, când se uitau la noi, încremenea. Imediat ne... Acum te uiți la el să cu telefonul, tu te uiți la el să-l uiți la tine, tu zâmbești, el zâmbește. Toată lumea zâmbește. Nici măcar n-a fost pus pe listă David când Mă viu să-ți binecuvintez casa. Vreau să avem o sărbătoare. Apropo de binecuvântare. Eu îmbrăcat pe toți frumos, le-am cele mai bune. Și l văzut pe primul, zis, bă, ăsta e valoros, domnule. E și prezentabil, e și înalt, e și puternic. E. domnule, are și față. Ăsta poate fi împărat. Și domnul a zis, e greșit, Samuel. Cum să fie greșit? Mă trece pe al doilea, pe al, pe al șaptelea. Și omul intră în confuzie. Zice, nu mai e niciunul. Păi nu înseamnă că n-am la casa care trebuie. Ori n-am înțeles bine ce mi-au spus. Păi imaginați-vă că au durat până au venit pe rând. S-au dogândit. gândit. Bă, ce -am, -am greșit? Ce nu e rău? Bă, Isai, nu mai e niciunul. Bă, mai am unul, da. Eu ne-am ne gândit că l-a dus ceva aici. E -ai cu oile, mă, e cu miei. Care alte orientări, să nu-i cu lupta, nu-i cu ce povești împărăție! Nu stăm la masă până nu vine și el. Păi el valoare. Să stăm noi toți așa, să răcește mâncarea, domnule. Aici e sărbător. Să stăm până vine ăsta de la o, Păi de ce crezi că a fost telefon, așa, e-mail, vei să te prezint? S-a dus cineva. s dus cu calul, cu catâul. Până a ajuns, până i-a spus, până l-a dus, până s-a durat s a răcit și Zama de nu știu câte nu mai. Și când au intrat, ăsta nu avea nicio valoare, nu era, pe, nu era în niciun plan, niciun grafic. Domnul îi spune, el îi, te și unger, ăsta e împăratul. Păi vă puteți gândi și tata și, și frații lui mai mari, ăștia care se prindindeau și aveau de ce, domnule? Că aveau cu ce să se prezinte, aveau înfățișare, aveau. Vă puteți imagina când toți au văzut că în fața lor se duce profetul, profetul recunoscut de Dumnezeu, de Israel. Ce lunge și spune, de astăzi înainte, Domnul te unge împărat peste Israel. Pentru că Dumnezeu face mai mult decât știm noi să-i cerem sau gândim. Pune în valoare lucrurile care n-au valoare. Străvi să fie El. Și când au trecut timpul și au ajuns în fața lui Saul, ambițios, așa, să se ducă să se lupte cu acel goliat, în fața căruia toți tremurau. Când l-au văzut Saul, veți citi în 1 Samuel 17, parcă versetul 33, când l-au văzut Saul, au zis, tu ești un copil, nu se poate. Asta e sinucidere curată, nu poți să te duci de te cu el. David spune, Domnul care m-a păzit din gura leului, din laba ursului. Dumnezeul acela trăiește. Dumnezeul, Dumnezeul acela este viu. El îmi va da biruința. Și se va ști astăzi că biruința nu e a mea, nu e a voastră. Biruința este a Domnului. Un Dumnezeu care face mai mult decât știm noi să cere sau gândim. Este Dumnezeul care pune lucrurile fără valoare. Le pune în valoare. Să vi să fie în numele Lui. Și în ultimul rând vreau să spun. Un Dumnezeu care face mai mult decât știm noi sau gândim, este Dumnezeu care deschide calea spre împărăție. Nimeni nu și-a putut concepe că în contextul acela când doar vrem să se atingă Domnul de copiii noștri, El îi binecuvântează și deschide calea spre împărăție. Și spune împărăția cerurilor este a lor. Pentru că în fiecare context Domnul Isus avea menirea aceasta. Să deschidă oamenilor calea spre împărăție. Lăudat să fie numele Lui. A venit să aducă în lumea noastră, a împărăților efemere și trecătoare, conceptul unei împărății veșnice, a cărui El este împărat, Iisus slăvit să fie numele Lui. O împărăție nu din lumea aceasta, o împărăție veșnică, o împărăție eternă, în care îmi doresc din toată inima să nu lipsească niciunul dintre copiii mei, niciunul dintre nepoții mei, niciunul dintre copiii voștri, dintre copiii dumneavoastră și nici din familia Neamțu și din toți cei care suntem prezenți și mă rog Duhul Sfânt să le cerceteze. Există o împărăție, oameni buni, o împărăție în cărui împărat este Isus Hristos. Slăvit să fie Domnul! Slăvit să fie Domnul! Și cu ocazia acelui moment Domnul oferă mai mult decât știau oamenii să gândească sau să ceară. Domnul oferea conceptul intrării în împărăție. Dumneavoastră și noi suntem cetățenii acestei împărății. Când am acceptat pe Domnul Isus Mântuitor în viața noastră, când ne-am înrolat în armata lui Hristos, când am încheiat un legământ cu Domnul, Domnul ne-a promis garanția intră în aceste împărății, în care, așa cum spunea Moise, să nu rămână nicio unghie în Egiptul lumea acestea. Și dacă trebuie să te lupți pentru ceva, frate Dorin, și dacă trebuie să te lupți pentru ceva, sora Codruța, dincolo de perspectivele materiale care nu sunt rele și ele sunt binecuvântări din partea lui Dumnezeu. Dacă trebuie să vă luptați pentru ceva, preubiți părinți, dacă e nevoie de o binecuvântare acasă, spunea fratele Caleb, cea mai mare binecuvântare este garanția că veți fi cu copiii dumneavoastră în împărăția lui Dumnezeu. Nici nu ar place, nici n-aș putea să concep. Și Dumnezeu știa asta. N-aș putea să fiu bucuros în împărăție fără copiii mei, fără cei dragi mei și dumneavoastră la fel. De aceea, să fim atenți. Să lucrăm în așa fel. Să ne implicăm în așa fel. Să binecuvântăm în așa fel. Să protejăm în așa fel. Să avem ochii deschiși în așa fel. Ca să nu rămână împărăția doar o idee, ci să fie o realitate pentru noi și familiile noastre. Nu-i mult și Domnul Iisus vine. Slăvi să fie numele Lui. Și Duhul și Mireasa zic și Biserica Domnului să zică din toată inima Vino, Doamne Iisus! Un Dumnezeu care dă mai mult, oferă mai mult decât știm noi să cerem sau gândim. Așa să fie în casa voastră, așa să fie în familiile voastre, așa să fie în viața noastră. Și mai presus de toate este împărăția și este mântuirea prin jertfa lui Isus. Căutați mai întâi, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprionirea lui. Și celelalte lucruri sunt bonusuri. Știe Dumnezeu să ne le dea câte avem nevoie de ele, îi mulțumim lui Dumnezeu și zicem, Doamne binecuvintează-ne!